Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni un episod din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. De această dată, fraților, o să ne facem încălzirea pe un server de arena, nu este niciun fel de promovare, pur și simplu am vrut să intru pe un server de arena, să-mi fac și o încălzire înainte de a da un meci de competitiv, mai ales că nu m-am mai jucat de foarte mult timp. Suntem pe un server pe care îl cunoșteam eu. Ce îmi spare capul ăsta. Serverul se numește arena.antem.ro. Dacă vreți să intrați, oricum apare sus. Dar am zis să zic, dacă tot ne jucăm aici, să și zic, chiar dacă nu este niciun fel de promovare. Bine, de fapt, nu este promovare plătită, cum ar veni, pentru că practic eu le fac promovare în acest moment. Și bineînțeles, înainte de a începe, vreau ca toate persoanele care se uită la acest clip să apese acel buton de like. Haideți să strângem cât mai multe like-uri. L-am văzut pe fraier. Haideți să strângem cât mai multe like-uri. Și disclaimer, vă spun de la început că n-am mai jucat de foarte mult timp, deci probabil o să fiu un mare nable, dar alături de voi vreau să revenim și cu CSGO-ul. Deci dați acolo cât mai multe like-uri. Double kill. Stai, dau și o voice enable 1. Vorbim și noi că sunt foarte puține, este ora 7 dimineața, 7 fără 3 minute. Vă salut pe toți. Salut, salut. 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 Triple kill. Mamă, ce le dau băieților aici. Hai mă frate, că am ajuns în prima arenă. Super tare. Oh, damn son. Am 7 cu 1. Cred că am încercat de 3 ori să fac intro-ul, dar de fiecare dată trăgeau ăștia în mine și nu puteam să fac un intro liniștit, pentru că mă atacau băieții din toate direcțiile. Dacă dau RTV. Ia uite, începe să intre lumea, frate. Bă, ești nebun la 7 dimineața. Au, deci mi-a dat challenge, nu, decline. Ce vreau să spun? La 7 dimineața este joi 7 dimineața, nu este weekend sau ceva de genul, nu frate, este joi. Și este 7 dimineața. Și ghiciți ce? Sunt 9 jucători pe server la această oră. Bă, ca minune. Adică eu nu m-aș trezi la ora asta. Nu, 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 nu scop. Ok. Opa, l-am nimerit. L-am omorât acum. Bă, ești nebun? O, SSG? Fix înainte să se termine, băi. LOL, cum a fost asta. Asta a fost un fel de flick, nu? Deci eu m-am așteptat să vină pe dreapta, dar când l-am auzit în stânga, vâș, direct pe el i-am dat-o. N-am stat la discuție, ești nebun. Ia uitați ce față are, bam! Mare poză ce am făcut acum, să-i vedeți moaca ăstea leșinată aici. Că camper împuțiți, bă frate, e server de arena, what the fuck. Nu mai știu să trag, deci nu mai știu să trag sub nicio formă, dar după această încălzire vreau să mă joc și un meci de competitiv, deci minune și pentru voi, frate, o veste bună. O să apară și un clip de competitiv, salut, salut. Cred că mă cunoaște tipul ăla de a zis, salut Zâza Andrei. Doresc să dai cuiva mici și niciun admin, folosește comanda SM și numele playerului. Cum a sărit-o. Dă și mie AWP-ul cu metre. Fiu un drăguț și dă și mie AWP-ul. Deci Brucăl are 30 de victorii în prima arenă. Eu am decât 8. Și am intrat. Am intrat târziu. Rampage. Rampage. Mamă. E bine că nu mi-a dispărut, să zic așa, cum să zic eu, nu skill-ul, frate, că e părea. Nu neapărat skill, nu mi-a dispărut sensitivitatea, zic bine, what the fuck, tipul ăla m-a așteptat, nu sensitivitatea, că nu poate să dispară aia, că rămâne aceeași. Dar îmi place că simt mouse-ul la fel cum îl simțea și acum 5 luni, gen îl simt la fel de bine, mai ales că eu la muncă am un alt mouse, am un mouse de birou, un mouse wireless din acela micuț, Logitech. Și vă dați seama că având în vedere că stau 8 ore pe zi cu acel mouse în mână, mă mai dezobișnuie să țin mouse-ul ăsta, știi, de gaming. Dar uite că nu se întâmplă asta, adică cât de cât. De bine de rău nu sunt chiar ultimul nable, știi? Uite, acum am avut mare bulan că l-am nimerit pe ăsta, am tras și eu, dacă e Și eu la fel, frate, m-am avut blancă, ți-am dat cap, crede-mă. Ia uite, acest server este hostat de Freak Hosting. Promovare fac și ăștia aici pe server. Spamează asta Deagle. Deagle! Stai short time left, 13 minusele pe această mapă. Nu o să apucăm să le trânăm pe toate. Nu, frate. Mamă, ce s-a mutat, bă, am crezut că e tot acolo, să-mi bag piciorul. Am zis să-mi fac și eu încălzirea, că după mă bag la un competitiv și pana mea. Ci că l-a prins. Uite, mă, joc cu tine, te rog frumos, am silver-ul meste. Nu știu ce să zic. Ha, bă, te rog. Bă, Andrei. Da. Acum ești global sau? Nu, suprim. Ia zi, bagi un match. Bă, nu știu ce să zic. MG1 pe rang principal LEM. LEM. Bă, până ajung global o să mă joc decât singurele, ca să ajung mai repede global. Ok. Scuze, a prins. Mamă, frate, e 7. Bă, dar voi ce faceți treci la ora aceasta? E 7 dimineața, mai băieți. Mamă, cât de urât am tras. 13 jucători pe server, frate, la 7 dimineața. Voi n-aveți somn? Nu. Mamă. Au fost bine și eu cu spray. Băgați, mă, somn, băieți. Face bine somnul. Eu măcar am un motiv. Păi și tu, pe da, eu am un motiv bine întemeiat. Și eu la fel. Să faci global, este? Nu o să fac global, nu. Nu, dar la 1 am avion și trebuie să plec și mă întorc în weekend, gen sâmbătă. Și trebuie să filmez clipuri până atunci, m-am trezit la 5 dimineața, ești nebun. Am filmat de... A? Bă, Andrei. Da. Hai, mă, să dăm un match. A, mă, frate, am zis decât de la global. Dacă ești drăguț, poate după ce fac globalul. Și acum filmez? Da, păi și acum filmez. No, nu. No more face it. Ai măcar 9. Nu, cu Andrei vorbesc, ai măcar 9. Nu mă joc face it. Mă jucam SEA. Ah. Nu, mă, bă, Bruc. Cu cine vorbești? Singur, ce băga mea și pula. Ah! Mamă, cum dau băieții ăștia cu AK-ul, trebuie să mă văd cu AK-ul. Trebuie să mă văd cu AK-ul, oameni buni, pentru că nu mai sunt ce am fost. Dar îmi place că, uite, când sunt... Challenge, Andrei, să vezi că te bat. Când sunt... Dar nu pe grenadă. Cum, mă? What? Ți-am dat 2 hituri și eu l-am dreapta și n-ai murit. Măcar așa, uite că acum am fost și eu bine pe AK. Am tras și eu bine. Stai acolo, culcat. Culcat, drăguțule. A, ăla Tom Flamey e din... Din Germania? Nu din Germania. De... Deutschland. Am înțeles. Și Rusia? Ce Hristos face asta din arena așa? Face Hristosul. 14 jucători, frate. O, zăza, Andrei. Uite, ce mă cunosc băieții. Bă, dar eu sunt singur? Triple kill! Triple kill! Bă, și noi harta? E numărul 1 harta asta, frate. Nu, e cea mai mare. Nu, e naturală. Am eu PUBG, dar nu prea mă joc. Ne-am dat no vote. Mi-e place mapa. Nu e wow. Nu prea joc. Bă, dar de ce ăla iese fix pe unde ies și eu? Adică mă așteptam să iasă pe cealaltă parte, știi? Wow. Eu-s global. Salut, Mihai. Să crești mare și voinic. Și fericit și să ai noroc în viață și să... faci ce vrei tu. Și cu ce ocazie pe aici, Andrei? Mă încălzesc pentru un meci de competitiv. Și filmezi sau să... Da. A, mulțumesc, o să am la ce să uit cum oană. Dar filmezi chiar în acest moment? perfect. Ce uita cum mănânc acolo. De două ori chiar. La dublu. Destul de catfish. Băi, fraților, încă o dată, nu uitați să dați și pe acolo foarte multe like-uri. Du-te de aici, că știam că o să iasă pe acolo. Ai! Bă, fără supărare, dar e mai bun Tekken decât tine. Și ce? Nici nu știu cine e cu net. Prieten de-al lui Neveu. Așa și? E mai bun, fără supărare. Așa și? E doar un joc, mă, de cine complică cu bun culoș. Unii trăiesc în jocul ăsta, frate, ești nebun? Bă, fără supărare, cum te cheamă? Stai așa. Cum îl cheamă pe tipul ăla care vorbea, că am uitat? Nico, Nico. Bă, Nico, fără supărare, dar Olof Meister e mai bun ca tine, ești nebun? Da, bă, da. Fără supărare, frate. Bă, de-aia s-a retras, nu? Da, frate, s-a retras că era frică de tine, ești nebun că-l bați. Nu, cu mult, dar e pe acolo, știi? Ești tot pe acolo. Da, tot pe acolo, tu ești un fel de Kenies. Better than Kenies. Oh my god! Oh my god! Bă, Andrei, adevărat, câte ore ai tu pe contul principal? De ce nu ți le arăți? Are, mă, peste 2. Puteți vedea și voi? Vrei să zic câte ore am eu pe contul principal? Stai un pic, Nico, nu mă interesează. E bine? Păi nu mai comentăm. Mamă, eu cred că ai o problemă de personalitate, la modul cel mai serios. O să-ți dau mute, o să-ți dau mute, gata. I-am dat mute, dacă mai spune ceva să-i spuneți Ciocumic și Joc de Gleze, că nu mai aud. Deci omul cred că are o problemă de personalitate. Nu, da, gen, what the fuck, am intrat și începe că nu știu cine e mai bun ca tine, că bă, fraiere, când jucăm competitiv, că nu știu câte ore ai. Știi cum să zice, cel mai deștept ce de azi. Păi da, i-am dat bloc. A, un low, nu, de ce m-au omorât asta? Dar ce am suferit? Aveți probleme sau nu? Mă rog, scrie în chat. Păi, nu l-am pupat în cur, dar nu vă mai certați așa. Omul vorbește singur. E doar prost, mă, lasă-l. Eu n-au ce spune, dar e prost rău, omul. Doamne, ce prost e omul ăla. Nico. Am mai zis cel mai deștept ce de azi și aia. Phase. Phase. Hai să mai dăm acum un AWP de final. Oricum, oh! Și hai să mai dăm una în arena 1. Aia e Jason. Se mai întâmplă Jason. Mai pățești. Tătea el acolo, liniștit, așa neclintit. I-am arătat eu acum lui. Ce-ai spus? Oh, double kill. Azi dau și un voice enable 0. Băi, fraților, cam ăsta a fost episodul, mi-am făcut și încălzirea cât de cât acolo, deci surpriză pentru voi, o să urmeze un clip de competitiv, nu astăzi, nu știu dacă astăzi, dar o să urmeze un clip de competitiv. Deci, nu uitați să dați și acolo foarte multe like-uri, eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare, ceau bă, pa, pa!